Dacă în ultimul timp te-ai neglijat și ai multe kilograme de dat jos, în acest video iau povara de pe umerii tăi. Probabil în ultima perioadă, prioritățile tale au fost altele decât sportul și o alimentație potrivită. Ți-ai făcut o familie, ai vrut să avansezi în carieră ca să le poți oferi tot ce au nevoie sau ți-ai deschis o afacere și toată energia ta ți-ai concentrat-o în direcția asta. Dacă ăsta e cazul, mai mult ca sigur ai acumulat câteva kilograme și acum simți că e momentul să te ocupi și de tine și să le dai jos. Știu că e descurajator atunci când te gândești că mai ai de dat 20 sau 25 de kilograme jos. Parcă numai când te gândești la lucrul ăsta te apucă o grămadă de emoții negative. Vreau să-ți prezint o abordare care pe mine m-a ajutat foarte mult. E secretul prin care îți îndeplinești obiectivele mari din viața ta. Și anume ingineria inversă. Ce înseamnă asta? Ingineria inversă e procesul prin care iei obiectivul mare și îl segmentezi în bucăți mici. Hai să vedem cum facem asta. Primul pas este să stabilești obiectivul. Și obiectivul pe care îl ai e nevoie să fie smart, specific, măsurabil, cu limită de timp. Da? Cunoști conceptul. Hai să presupunem că cele 20 de kilograme vrei să le dai jos și un timp rezonabil este 6 luni. Împărțim acest total de 20 de kilograme la 6 și avem undeva la 3 kilograme și ceva pe lună. Mai departe, luna o împărțim din nou în săptămâni și 3-4 kilograme pe lună, aproximativ 801 kg pe săptămână. Ăsta e targetul tău săptămânal. Deci acum nu mai e nevoie să te stresezi, să te gândești că ai de dat 20 de kilograme și o să dureze atâtea luni și procesul e lung și greu, ci pur și simplu e nevoie să te concentrezi pe bucata asta, pe o săptămână. Și ăsta să fie scopul tău. În fiecare săptămână să dai jos undeva la 800 de grame, 1 kilogram. Dacă e să facem o analogie, să-ți imaginezi că vrei să ajungi de la București la Timișoara. Nu e nevoie să știi fiecare curbă, fiecare localitate care vine, fiecare semn de circulație, ci pur și simplu e nevoie să știi destinația și apoi să le iei pe rând. Iei fiecare curbă cum vine, ajungi în fiecare localitate și așa mai departe. Și pas cu pas ajungi la destinație. Cred că deja poți observa cum mutarea focusului de pe obiectivul ăla mare și îndepărtat pe ceva acționabil care este în limită imediată de timp îți dă o energie mult mai mare și curaj de a acționa, pentru că deja ai ceva palpabil. Și acum vine partea frumoasă, săptămânile le împărțim în zile. Ce e nevoie să faci în fiecare zi ca să îți atingi targetul săptămânal? Care sunt lucrurile asupra cărora ai control imediat? Pe astea trebuie să te concentrezi pe mai departe. Și în felul ăsta poți face o transformare uriașă. Nu e ceva magic, nu e ceva care se întâmplă peste noapte sau ceva ambigu, ci pur și simplu, având perspectiva asta, simți și de fapt ai control asupra întregului proces. Hai să facem o recapitulare. Primul lucru de care ai nevoie este un obiectiv specific. Câte kilograme ai de dat jos ca să ajungi într-o primă formă fizică care te-ar încânta. Apoi, acel obiectiv final, obiectivul acela măreț, să îl împarți în obiective lunare și mai departe să îl segmentezi în obiectiv săptămânal. Cât e nevoie să dai jos în fiecare săptămână ca să îți atingi obiectivul lunar. Și acum îți dau cea mai importantă idee. Odată ce ai claritate cu cât ai de dat jos săptămânal și știi ce ai de făcut zilnic, cel mai important bloc de timp pe care te concentrezi este ziua. Nu săptămâna, nu luna, nu sezonul. Acum. Prezentul e tot ce ai. Restul sunt doar filme și imaginație. Așa îți construiești succesul, așa îți construiești eșecul. Nu te-ai îngrășat că ai mâncat nepotrivit într-o singură zi și în rest ai avut o alimentație de competiție, ci zi după zi. Așa s-au adunat kilogramele în plus și așa e nevoie să te concentrezi și acum, pe acțiunile tale zilnice. Sper că ți-au fost utile ideile din acest video și că nu mai simți presiunea aceea pe care o ai atunci când te gândești câte kilograme mai ai de dat jos.
Dacă vrei să afli o modalitate, un sistem sustenabil prin care poți să-ți atingi obiectivul cu forma fizică, în descrierea acestui video ai link către un training pe care îl poți urma în mod gratuit. Ok, mersi pentru atenție, ne vedem data viitoare!